Nu știu, vino încă. Hai mă, vino încă, unde duci? Bă, ia mă, ia un fum, frate. Ia un fum. Mamă. Ce tupeu pe ăsta, mă. Salut, frate. Ce zici, bre? Are. Hai. Vă vrei niște praf? Ce, mă? Praf, frate, cu cain. Hai. Așa, frate. Ia, vezi. Ah, ce bine a fost. Frate, salut! Salut, frate. Salut. Ce zici, mai ai niște praf? Cam cât mai vrei, mă? Cam vreo 20 de grame. Păi 20, dar vezi că e scump și trebuie să-l plătești pe ăla de el. Ce? Păi stai, mă, vrule, vede că e gratis. Și cam cât faci? Păi 200 la dăieri cu încă vreo 10 milioane. Bine, frate, ai dă-mi-l odată, îți dau banii mâine. Băi, sigur? Eu nu prea dăm așa pe datorii, adică... Dă-l, mă, nu contează, ți-l dau mâine. Bine, frate, uite, îți dau aici și mi-aduci mâine bani. Da, frate. Poftim. Nu pe tot, doar 10 grame. Așa, gata, 10, frate. Mai ia 10. Atât, gata. Gata, un salut. Gata, pa. Salut, frate. Ce faci? De ce mi-ai plăcut așa? Păi, ce să fac? N-am avut probleme, n-am putut să ajung. Ce-i băci? Poți să ajung cu ceva? Da, frate, dacă ai putea să-mi prumi și mie niște bani, ce chef? Cam cât? Cam vreo 5 milioane. Ce, frate, ai nebunit tu? Hai, dăm 4 atunci. De unde, frate? Vă dăm 4 milioane, am spus Andrei 4 milioane, frate, în momentul ăsta. Frate, ce-i, frate? Tu acum am 4 milioane, nu-i înțeles? Băi, frate, ce-ai? Matei, ce ai făcut azi la școală? Bine, am luat un 10 la matematică. Bravo, Matei, se pare că meditațiile erau o pierdere de timp. Auzi, ce crezi că poți să-mi dai niște bani? Ce-și dorește, dragul mami? Am nevoie să-mi iau un calculator de vreo 20 de milioane. Cam scump, dar am să-ți dau banii mâine. Bine. Bună dimineața, Matei, trezește-te! Unde sunt bani? Banii nu-i meriți, fiindcă tu nu mi-ai zis ce s-a întâmplat ieri. Nimic, ce se întâmplă? Domnul diriginte m-a sunat și mi-a zis că ai peste 50 de absențe. Știi ce înseamnă asta? Că o să scadă nota la purtare. Ah, și era gata să-l iei și pe Vlad la bătaie. Ce înseamnă asta?
Păi bine, în cazul ăsta o să-mi fac o viață cum vreau. Ieși afară din camera mea. Să te văd. Tu nici măcar nu ai putea să-ți faci de mâncare, dar să ai responsabilități. Ia zi, mă, mi-ai adus banii aia care trebuie să-mi aduci? Nu mă, domnule. Păi cum, domnule? Păi mi-ai promis ieri că mi-aduci banii, 20 milioane, păi... Nu știu, lasă-mă, nu grăbesc. Stai, mă, că faci rost! Bă, trebuie să-ți faci rost de banii, să mi-i aduci, mă, n-am. Bă, te arță, mor! Bă! Vite, vite! Poate trebuie să găsim pe ăla care îl cunoaște. Uite-l pus. Bă, ia vine un coci. Ajută! Bă, îl cunoști pe unul Matei? Bă, sigur? Îl cunoști? Și dacă îl cunoști? Bă, zi-mă. Îl cunoști? Da sau nu? Zi-mă. Bă. Zi, bă, ce știi pe Matei? Bă. Bă, deci la ce liceu învață băiatul ăsta Matei? Nu știu. Zi-mă, la ce liceu învață, că să nu ne supărăm aici. La al doilea liceu, de pe al doilea. La cu porți verzi de acolo? Da, da. Deci cu porți vine, hai, uite, îți dau drumul acum și după aia nu mai zi la nimeni ce s-a întâmplat. La nimeni, hai. Bă, fii atent, dacă află cineva că te-am bătut, opelește, ai auzit? Da. Hai, dispar. Hai. Păi uite, m-au prins, am încercat să-mi rupă mâna și m-au întrebat unde locuiești. Ce mă, ești idiot? Nu te-ai gândit că o să vină după mine? Nu te-ai gândit ce faci? Poate vorbești cu părinții tăi, vezi tu cum o rezolvi. Nici gând, sunt certat cu ei. Atunci ai grijă. Matei, mi-e frică. Taci din gură. Nu ar fi mai bine să ne întoarcem? În niciun caz. Ok. Opa, fetele, ce fac fetele? Bine, voi ce faci? Aveți o țigară? Nu. Alo, poliția! Suntem atacați! Nu știu! Suntem atacați! Bă, unde-i celălalt? Lăsați-i pe ăsta! De acolo! Hai! Doamne, nu pot să cred unde am ajuns. Oare în ce m-am băgat? Cât de prost am fost. Chiar nu te joci cu drogurile niciodată. Sper că am avut ceva de învățat din asta și că am scăpat doar cu amurite de zgârieturi. Nu mă vor mai băga în asta niciodată. Oare violența este singurul mijloc prin care poți să rezolvi o problemă? Bine, ar trebui să știi că violența nu este o opțiune pentru cineva ca tine. Ai grijă ce anturaj îți formezi. Ai grijă ce decizii ești răspunzător de faptele tale. Nu lua totul pe cont propriu, mai cere și ajutor. Comunicarea îți poate salva viața. Nu încuraja violența, renunță la violență și alege să-i ajuți și pe cei mai slabi ca tine. Așa cum a zis și Mike H. Nu fi anti-război, fi pentru o pace mai degrabă. Nu fi anti-violență, fi pro-iubire.